Maria și mai cu... Din fapt. Tot din fapt. Tatăl. Și mai cu... Ocupația părinților. Mama. Mama este profesor. De? Religie. Ce frumos. Ortodoxă. Dar? Doamna avocat. Răspunde? Da, client. Da? Să știți că, atunci în vedere situația în care ne aflăm, el a fost ridicat de la școală o situație ca oricare altă, dacă încalci legea. Da, dar hai să clarificăm ceva. Deci, el a fost ridicat acum 2 ore de la școală. Bă, nu știu că știe de ce aici, nu? Păi știu, dar doar atât știu. Deci, dumneavoastră când am... sau el știe, că îi spun eu de ce aici, nicio problemă. Când am venit, atâta mi-a spus că este arestat așa sub suspiciunea de producere și distribuție de pornografie infantilă. Cam multe. Și distribuirea de un clip video pornografic cu încălcarea dreptului la viață privată. Dar eu ce aș vrea... Dar ați uitat și implicarea în acte sexuale cu un minor. Bun, dar noi acum am aflat de la dumneavoastră... Nu, noi n-am aflat, de exemplu, prima dată, doamna poliție, doamna avocat. Eu conduc... Da? Da, ca să fie discuția clar... Discuția și declarația. Dacă am ceva Adrian să vă întreb... De declarat dar nu e moment. Cazul să spuneți dumneavoastră că vă spune păi, dacă are eu sunt avocatul lui și așa sigur, am și dacă sunteți avocatul lui, vorbiți atunci când sunteți întrebată, dacă sunteți întrebată. Dacă nu... Adrian, nu declar nimic. Noi am avut timp 10 minute. Da, măcar, dacă doriți să discutați cu clientul dumneavoastră în afara acestei încăpe. Aici, deocamdată, eu putem discut să mergem cu el. Puteți să discutați în altă parte. Am rămas la mama, profesoară de religie. Nu știm ce religie, o să descoperim pe parcurs. Tata. Tata este inginer. Inginer. Bun. La școală ești? Unde? La liceu. Liceu. Și are și un nume liceu ăsta? Neculce. Neculce. Știi cine a fost Neculce? Asta nu este o întrebare pe care să o... Sigur, nu a fost o întrebare. Păi da, dar n-are legătură cu subiectul. Și Adrian, ai dreptul deci, la tăcere. Deci, ai auzit, doamna avocat, dacă am făcut de 2 ori observații, nu cred că e cazul să mai continuați, da? Dar înțelegeți că ăsta este dreptul. Eu înțeleg foarte ceva, sigur că înțeleg foarte. Bun, dar înțeleg explicații drepturile. O să explic și drepturile, dar cum arată faptele, că până la drepturi era mai bun să nu fi ajuns aici. Deci a ajuns aici pentru producere și distribuire de pornografie infantilă. Bună, propriu-vorbitor. Implicare în acte sexuale cu un minor, ca noi toți la vârsta ta. Prin distribuirea unui clip video pornografic și încălcarea dreptului la viață privată. Ai adunat ceva. Ești pentru prima dată la poliție? Ești pentru prima dată la poliție? Doamna avocat! Asta înseamnă. L-am întrebat dacă este pentru prima dată la poliție. Are legătură cu vreo faptă? Mi se pare că da, poate nu e. Care este dreptul? Spuneți și mie, poate și articolul. Care e dreptul încălcat clientului dumneavoastră dacă îl întreb dacă e prima dată la poliție? Are dreptul să nu răspundă la nicio întrebare pe care o pune. Ca de exemplu dacă e prima dată la poliție. Asta fiind întrebare despre... Poți să-i spune. Prima dată. Ești prima dată. Întotdeauna există un prima dată. Și la act sexual, și la distribuire de pornografie infantilă, și la încălcarea dreptului la viață privată, totdeauna este prima dată. Deci ești prima dată la afecte de poliție. Bun. Câți ani ai spus că ai? Împliniți sau neîmpliniți? Când ai împlinit? Septembrie. Bun. În ce dată zici că suntem astăzi? Nu are nicio legătură. Doar întrebam și eu așa să vedem dacă este atemporal. Păi, haide să discutăm. Cred că poate este mai bine înainte de orice audiență. Doamna avocat, am spus că discut cu ea până la evaluare individuală. Deocamdată eu, ca polițist, apreciez dacă este necesară acea evaluare individuală sau nu.
nu apreciez că este necesară acea evaluare. Asta este dreptul lui. Dreptul lui și obligația lui aferentă este să ne spună de exemplu în ce condiții. Dacă a avut vreo prietenă. Dacă a avut vreo prietenă, nu discutăm despre faptul, doamna avocat. Dacă a avut vreo prietenă? Doamna avocat, vorbe. Vreți o pauză? Vreți să vă sfătuiți cu clientul nostru? Aveți un minut la dispoziție și reveniți. Dar în momentul în care reveniți, doar clientul nostru vorbește, nu dumneavoastră. O să-i răspund, dar m-am avut o prietenă. Ați avut una singură? Puțin. Ai iubit-o. Mult. A, nu știi, trebuie să zică doamna avocat dacă ai iubit-o sau nu? Am vrea să ne dați o pauză și să... am care să vorbesc puțin cu el, pentru că cele 10 minute pe care le-am avut înainte de... Este problema dumneavoastră, doamna avocat. 3 minute maxim, că a zis că vreți să plecați dumneavoastră și bănuiesc că nu vreți să stăm până diseară. Vrei să pleci mai repede? Ne puteți lăsa aici? Nu. Afară. Afară nu este confidențialitate, deci toată lumea se plimbă pe colo ăsta. Găsiți un loc afară unde să fie și confidențialitate. Atați-ne un birou, un loc unde putem să stăm liniștiți de vorba, doamna să nu sau dumneavoastră toată lumea să cunoaște logistica poliției. Nu stă la cabine privat cu birouri, camere și altele. Aici astăzi dotările... Dreptul lui la confidențialitate. Doamna, avocat, atâtea drepturi au toți. De m-am săturat de câte drepturi avem. Și noi avem dreptul să ne luăm salariile, să ne luăm sporurile, să ne luăm pe toate. Toți avem drept. Nu cred că aveți o zi bună. Astăzi. Se poate. Nu știți cum sunt alea care au zile proaste. Sincer, cred că o pauză ne face bine tuturor și dumneavoastră și nouă. Unde putem să mergem să vorbim? Afară, 3 minute. Pe ceas. Adrian, trebuie să mergem. Dar ați înțeles, doamnă, după 3 minute, discutuie, după 3 minute. Ați făcut multe repetiții. Cred că m-ați greșit și meseria. Vă spun eu, nu s-a făcut nicio repetiție. Nu? Doamna a intrat deja în poliție de poliția capitalei. Eu cred că de propriu... Să ne cați făcut cursul de actorie. Doamna avocat, îi păi de apă pentru mai dacă aveți de acasă, luați. Dacă nu aveți de acasă, nu niciun automat aici, la apropiere. Automate. Lasă pe toate. Bancomane. Automat. Ca să se pare total de civilizat, el să bea apă și o frânză. Acum n-ați vrea să te servezi. Decenții o stabilesc eu. Gina Ionescu. Și câte ani aveți, Gina? Gina e 14. 14. Îmi primiți? A, deci știai câți ani are. Da. Aha. Și de cât timp erai prieten cu ea? Da. Poate 9 luni. Adică când avea 13? Și ce făceați voi când vă vedeați așa? Am uitat ceva. I-am spus mamei tale că ești aici. Am anunțat-o. Am găsit-o cu greu pe doamna profesoară. Dar e pe drum. Va veni. Deci dacă ai
vreo neliniște, ea va veni. Bun. Deci continuăm. Vă întâlneați și ce ziceai că făceați? Ne plimba. Așa. Uitam nici. Aha. Cred că a venit mama. Dumneavoastră sunteți doamna? Da. Eu da. Și mă numesc Maria Mihalcea. Am înțeles. Doar că loc, vă rog, aici. Doamna Mihalcea. Da. Veniți, vă rog, vreau să vă spun ceva. Dar nu foarte mult, doamna. Da, nu, că trebuie să ia loc. Doamna Mihalcea, am stat puțin de vorbă cu Adrian, este audiere. Aș vrea, dacă se poate, să aveți încredere, să mă lăsați în audiere cu Adrian, ca să terminăm discuția cu polițistul, nu o să dureze mult. Pentru că la acest moment nu va declara nici și după aceea o să stau eu de vorbă cu dumneavoastră. Gata, doamna avocat? Dar e copilul meu. E copilul meu. Doamnă, nu vă faceți probleme, sigur intrați la audiere. Eu tocmai v-am invitat, vă rog să luați loc. Eu stabilesc cine merge la audiere. Mama lui, eu îl cunosc mai bine. Cu siguranță sunteți mama lui, să vă trăiască. Haideți, luați-mi loc aici. O să vă explicăm pe parcurs. Doamna, eu sunt mama lui, îl cunosc cel mai bine. Da, luați un loc, îl cunoaște și mai bine după ce vă plecați de aici. Haideți, luați. Sigur. Așa. Bun. Deci ziceai că, doamna avocat, ok, tocmai ne povestea Adrian cum se plimba de mâna cu prietena lui. Ce prietena? Cum nu știți? Nu știu prietena. Nu are nicio prietenă, doamna avocat. Un moment, că aici e scaunul acesta mai comod și s-a spus. Adică nu vreți să stea lângă mama lui? Nu, e scaunul acesta mai comod. Mi-a spus că ăsta are arcurile să-l... Ce ai făcut mama? O să ne zic. Nu. Deci, te-ai plimbat cu Gini. Și mă mărțește la momentul la care să ne spui și nouă ce mai făceai tu cu Gina. Doamna avocat! Da. Da, muzică. Ce? Care era melodia voastră preferată? Ina. Mm-hmm. Muzică. Bun. Și altceva? De cuvântul sex, ai auzit? Nu, nu, stați puțin, că noi venim într-o familie religioasă, avem anumite... Doamna, toată lumea vine dintr-o familie. Nu, religioasă, am spus, nu orice familie. Adrian, mai religioasă, mai puțin religioasă. Ce reguli într-una acasă, e crescut într-un anumit fel, chiar nu se poate. Nu se poate. Avem de-a face cu niște acuzații false. La acest moment, asta să știți că am hotărât Adrian să nu declare nimic. Dar sunt întrebări nepotrivite. Sunt întrebări nepotrivite. Doamnă, nepotrivite. Am întrebat dacă ați auzit despre cuvântul sex. Este în dicționarul limbii române. Religios, mai puțin nereligios, este în dicționarul limbii române cuvântul sex. Eu nu am întrebat dacă a făcut sex. Eu l-am întrebat. Ați auzit de cuvântul sex? Cineva. Dumneavoastră n-ați auzit de cuvântul sex? Deci, asta nu eu sunt bătuția. Nu, eu sunt bătuția. Nu, eu sunt bătuția. Nu, ați produs o încurcătură, cineva e de vină, dar copilul meu nu... Deci, sigur că noi nu producem încurcături. Nu știu. Am îndoielile mele. Fiecare avem îndoielile noastre. Eu cred că este eficient la acest moment să gândim la o evaluare individuală. Gândim, doamna avocat. Aș vrea să consemnați această poziție. Cât de repede, consemnăm tot ce doriți dumneavoastră. Da. Deci consemnați, vă rog, că așa, din ziceți. Punctul meu de vedere, nu din punctul nostru este vedere, necesar. Eu iau declarație minorului. Da, dar minorul este asistat de către așa, avocat. Și declară avocatul ce să scrie polițistul sau declară minorul? Avocatul are dreptul să participe efectiv. Participarea efectivă, doamna avocat, această procedură. Dictarea declarației, asta înseamnă participarea efectivă. Nu, scrieți cum considerați dumneavoastră. Nu, eu scriu cum declară minorul. Deocamdată, așa este, are dreptul și vom aprecia. La acest moment apreciez că nu este cazul, dar
vă pot promite că pe parcurs, dacă reapreciem că va fi cazul, vom face și acea evaluare. Bun, deci dacă tot vorbim de drepturi, cred că, uite, a sosit și părintele, este bine să îi puneți în sprijin. Dar i-am încălcat un drept, părintele este aici, l-am sunat, l-am chemat, e prezent, e alături de copilul lui, dar are absolut nicio problemă. Să spuneți lui Adrian ce drepturi are. Drepturi, da. În această audiere. Dreptul de a fi... Dacă ce să mai înțeleagă, e confuz. Doamna, nu ne spuneți noi aici dacă ne certăm sau nu. Nu am nimic de declarat. Ca de exemplu, dacă cunoști cuvântul sex. Nu, iarăși începe cu chestia asta. Nu am nimic de declarat. Deci în momentul acesta cred că putem să încheiem această audiere. A, da, doriți să încheiem audierea? Da. Dar poate vreți să vedeți niște imagini și un filmuleț. Mama, să vedeți aici. Spuneți dumneavoastră că v-ați educat bine copilul. Ia să vedem noi niște imagini aici și să-mi spuneți dumneavoastră dacă vă recunoașteți copilul. Nu știu, nu vreau să văd nicio imagine, eu nu știu ce am făcut aici. Nu mă interesează. Ca să fabrici imaginile înseamnă să recunoști fața sau nu. Nu mă interesează. Ce nu mă interesează? Nu, eu v-am întrebat dacă să v-am rugat să vă uitați în această imagine și să-mi spuneți dacă recunoaște sau nu că fiți copilul dumneavoastră. Și deci, nu vreți. Bun. Nu știu. Copilul meu nu e crescut așa. Îți place să faci filmulețe? Da. Da, așa. Și cine să apară în filmulețe? Tu și alții, altele. Nu am nimic de declarat. Dar tu nu ai zis că ai făcut un filmuleț. Nu am nimic de declarat. Mm-hmm. Gina n-a vrut să facă sex cu tine, nu? Nu, stați un pic, iar și atunci. Doamna avocat, vă scot afară pe mână, deci chiar nu ne înțelegem. Dar nu o să mai continuăm așa, deci sincer, nu înțelegeți cum are nimic de declarat la acest moment. V-a spus copilul ăsta de mai mult. Parcă spunea asta, aveți și alte cauze și că ați vrea să plecați acasă. Da, trebuie să finalizăm. Eu de ce te finalizam? Și o să stăm până la 12 noaptea sau zi? Dacă e cazul, avem o oră stabilită? Da. Am intrat în turnă, 24. Doamna Măruții, dar ce întrebare e asta? Dumneavoastră, vreți să vă vedeți pe noastră? Nu, eu nu am nicio calitate aici. Ați întrebat în fin, totuși. Da. În taina suntem căsătorii, nu altfel. Vă rog frumos. Vă apreciăm. Păi apreciați-mă până la capăt. Nu puneți întrebări nepotrivite, am un copil confuz. Da. Confuz. De. Vă mai gândiți, ieșiți pe col și revenim peste o oră. Da, avocat, nu plecați. O oră stați pe acolo, da? Da. După oră reveniți, mai discutăm, vă mai gândiți, poate te răzgândești, poate dai o declarație, poate spui și